În 2024, persoanele cu vârste între 16 și 65 de ani, fără un loc de muncă sau incapabile să-și găsească un loc în domeniul lor de pregătire, pot solicita indemnizația de șomaj, cu condiția să fi cotizat la sistemul de asigurări de șomaj timp de cel puțin 12 luni, în ultimele 24 de luni. Poate beneficia de indemnizația de șomaj conform legii persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimii 2 ani înainte de a depune cererea pentru ajutorul de șomaj, nu au venituri deloc din activități autorizate conform legii sau au venituri din activități autorizate conform legii mai mici decât valoarea indicatorului social de referință, care pentru 2024 este de 500 de lei, să nu fi cauzat situația care a dus la pierderea locului de muncă, nu îndeplinește condițiile de pensionare conform legii, este înregistrat la agențiile pentru ocuparea forței de muncă. Documente necesare pentru șomaj, cerere tip, actul de identitate în original, actele de studii și de calificare în original, dar și în copie, adeverință medicală din care să rezulte că ești clinic sănătos sau apt de muncă, ori că ai eventuale restricții medicale, actele eliberate de organele financiare teritoriale din care să reiasă că nu realizezi venituri sau că realizezi venituri din activități monitorizate legal, dar suma rezultată în urma acestora nu depășește valoarea indicatorului social de referință, 598 de lei, cartea de muncă în original și copie, dispoziție sau decizie eliberată de la ultimul loc de muncă din care să rezulte data și motivul încetării raportului de muncă sau de serviciu, adeverință că s-au plătit contribuțiile la fondul asigurărilor de șomaj obținută de la ultimul loc de muncă.